S-au terminat și babele și iarna tot nu se dădusă în mehedinți. După ce ne obișnuisem cu temperaturi și de 20 de grade, vremea s-a răzgândit, iar meteorologii anunță zăpadă în strat consistent, mai ales în zona de munte a mehedințiului. Ba mai mult, specialiștii recomandă cetățenilor să evite deplasările și să nu părăsească locuința în această perioadă. Cei care și-au pus cauciucurile de iarnă în depozit și le pot relua pentru că meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori abundente, vânt puternic și viscole în mehedinți, valabil până sâmbătă 20 martie. Temperaturile vor fi cu 10 grade mai mici ca de obicei. Toți mehedințenii, nu doar cei din zona de nord a județului, vor avea probleme și cu vântul. Acesta va atinge și până la 110 km pe oră și va amplifica senzația de frig. Până în această seară, la ora 23, zona de nord a județului Mehedinți se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu și vizează intensificări susținute ale vântului, ninsori abundente și viscoli. De asemenea, începând de mâine dimineață de la ora 6 și până sâmbătă dimineața la ora 10, zona de munte a județului se va afla sub incidența codului galben meteorologic ce vizează ninsori semnate cantitativ. În cazul manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția. Cum astfel de vreme produce de cele mai multe ori și pagube materiale, pompierii recomandă mehedințenilor să parcheze autoturismele în zone ferite. La distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate, care ar putea fi doborâți din cauza vântului puternic.